Direcția Administrarea Domeniului Public a demarat o amplă acțiune de ridicare a acestor construcții neautorizate de pe domeniul public. Mare parte din aceste construcții nu dețin documente de funcționare. Altele au devenit un focar de infecție și am fost sesizați de către cetățeni să venim să le ridicăm. Aceste construcții sunt ridicate și transportate într-un spațiu special amenajat, spațiu care dispune de pază 24/24. Cei care vor să și le ridice se pot interesa la direcția noastră, la Administrarea Domeniului Public, pentru a primi informații în ceea ce privește recuperarea acestora. Totodată vizăm și construcții neautorizate, precum prisme, banere și alte mijloace de publicitate amplasate ilegal pe domeniul public.